la Tulcea, dat de faptul că astăzi vă sperăm înviate lucrurile la obiectul de modernizare așa cum vă spune și la obiectul de presă, o lucrare care a fost dorită, s-a deschis o dorință majoră în rândul Tulcenilor și nu numai. Tulcenii erau cei care veneau pe promenada locului Tulcea, se plimbau și această manifestare se determină. Nu a fost ușor, pentru că orice lucru de o anumită mărime, și mă refer la investiție aici, nu se face ușor, nu se face din faină. Vreau să spun că această investiție a avut să fie executată și gata astăzi, datorită unor demersuri care au început în 2014. Într-un minut am să încerc să fac un corolar pe care să celebrim. Acest traseu pe care l-am făcut este făcut noi cei de la Tulcea pentru a avea o faleză a tulcenilor. Așa cum bine știți, faleza era în 2014 și vorbim de anul de revizie 2014, dar ea din 2013, din 90 era în administrarea Ministerului Transporturilor, concesionată APD Megalați. Deci, faleza din Tulcea era în administrarea APD Megalați, ce am încercat să facem toate demersurile și am reușit să o transferăm în administrarea, să fim mai scurt, al Consiliului Județean Tulcea, în domeniul public al Consiliului Județean Tulcea. Asta în 2014 au început demersurile, în 2017 a trebuit să mai luăm o bucată de la primăria Tulcea ca să facem acest întreg de la Vic până la apă. Deci au fost demersuri care au trecut, au nevoie și de o țeacă legislativă. Deci am vrut să vă spun că cel puțin 5 ani ne-am luptat să facem acest întreg care se cheamă astăzi Portul Tulcea și faleza Ivan Fațaichi. Am reușit, s-a reușit atragerea de fonduri europene, o investiție de peste 40 de milioane de euro, care a însemnat, pentru că multă lume nu înțelege, nu discutăm de faleză și de granit și de fără curentă și de fântână ateziană, discutăm de infrastructură portuară, cei peste 2000 de piloți forați cu grinzi armate, cu platforma armată, cu multe lucrări hidrotehnice, de o complexitate extraordinară. Vreau să spun și încerc să mă opresc ca să revin la evenimentul nostru. Vreau să spun că am beneficiat, așa a fost de viață, dacă n-ai și puțin noroc, nu toate ies așa cum trebuie. Am beneficiat de prezența la licitație și să și câștige firme de calibru serioase, pentru că noi ar fi zile să faci această faleză cu toate lucrurile de complexitatea lor. A fost într-adevăr și este un lucru lăudabil. Motiv pentru care felicit Maxi Găuterul, pentru să spun și numele bune, că asta este. M-am făcut și asociatul Complex Delta, care au lucrat exemplar și într-un timp foarte scurt. Investiția, așa cum o vedeți, va fi completată cu un nou proiect, dar trebuie să treacă perioada de post-implementare. Am făcut un concurs de soluții și aici există, mă rog, multe discuții. Acest concurs de soluții a creat și a dat un orizont și aminte lucrări, așa că ne văd concedii, ne văd activiții care pot fi aplicate pe actuala faleză ca să ridicăm standardul de frumusețe și până la urmă de atracție pe care o are această faleză. Și eu am curajul să spun foarte clar că prin rândurile de-a lungul Dunării, de la Surina până la Dunăre Severin, nu vreau să merg mai departe, cred că în momentul de față
avem mai multe și mai frumoase paleze, cele mai multe, atât pentru tot ceea ce înseamnă navigabilitate și posibilitatea de a ancora nave în mod civilizat, mă refer la navele de croazieră, și la tot ceea ce înseamnă cu mobilitatea delta Dunării, transportul de persoane din Turcia către delta și din delta către Turcia. Este o satisfacție și pentru mine că s-a încheiat un congres de 8 zile, de la început până la astăzi, în care vedem acest lucru săvârșit și pe care merită să-l sărbătorim, să-l apreciem și prin acest eveniment, de alta mai frumoasă. Credem noi pe măsura așteptărilor pe care le au turcenii. Le-am mai spus și repet, aș fost bucuros dacă prietenul meu Ivan Pațache ar fi fost alături de noi astăzi aici să vadă ce am reușit să facem, pentru că domnia sa de-a lungul timpului a fost parte în această acțiune și care, vă mai ați aminte, s-au făcut chiar anumite acțiuni pe deblocajul Dunării ca să putem să transferăm acest port de la FDM Galați către Tulcea. Motiv pentru care am să las totuși Ivonei să vă spună câteva gânduri raportat și referitor la ceea ce se va întâmpla în celălalt capăt al Falezei, de asemenea organizatorului evenimentului să spună care este componența spectacolului din cele 3 zile, astăzi, sâmbătă și duminică. Eu vreau doar să mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit, primarului Bogea, chiar dacă mai este să nu mai este pe vremea lui, foarte repede a reușit să transferă această faleză. Decidenților de la București care m-au sprijinit foarte mult. Erau lucruri extraordinar de grele, nu vreau extraordinar de grele să faci aceste transferuri, de altfel în beneficiul populației și se vede că au lăsat și au avut ca efect o faleză care, la sfârșit, cred că o să vă spuneți aprecierile și sper să fie unele pozitive, pentru că dacă mie îmi place, sper să placă și... Ca să se adreseze mai multor publicuri, celor care sunt obișnuiți în mediul lor, care sunt și celor mai tineri, efervescenți, care doresc ceva nou, muzică nouă, contemporan. Astfel că pe o bucată destul de generoasă din Faleza nouă și frumoasă, ne-am întins cu decoruri, cu food-truck-uri, cu 3 scene, una pe apă, două pe uscat, cu lounge-uri, astfel încât publicul care va veni la Turcia să-și găsească un loc într-un colțișor al acestui eveniment. Programul festivalului este foarte variat. Începem fiecare zi de la ora 12 și până seara la 23. Și funcționează în paralel pe aceste scene. O să avem în seara aceasta deschiderea oficială, începând cu ora 18. Deschiderea o va face fanfara militară, care va traversa împreună cu ansamblurile locale toată zona. Va face o promenadă, să spunem. După care o să fie deschiderea oficială pe scenă mare, cu show-ul aviatic susținut de Ministerul Apărării și după aceea începem spectacolul propriu-zis, începem evenimentul. Nu știu, doresc să vă spun despre line-up-ul, cum este toată lumea știe line-up-ul, este public. Întrebări, mai bine răspund la întrebări. Să vorbim și de doamna Ivon. Și eu pe sigur. Da. Gestionez-o până. Da. Sunt oboștită. Ivon, arteva cu minte, te rog. Bună ziua. În primul rând doresc să vă mulțumesc. Nu pentru invitația de a mă afla aici, ci pentru că acum aproape 2 ani de zile, imediat după cetatea meu,
a decedat, ați avut inițiativa să numiți această paleză Ivan Barbaichi. Sunt absolut convinsă că dacă ar fi fost în viață, ar fi fost astăzi aici, lângă dumneavoastră. Și-a dorit foarte mult ca această paleză să fie frumoasă, să fie primitoare, oamenii să se bucure de acest loc. A visat întotdeauna să fie o zonă de plimbare, o zonă de evenimente. Așa cum știți, Valul Bărcilor cu Vâsle a debutat în primii ani aici, pe faleză. A fost alături de dumneavoastră în toate demersurile ca această paleză să revină Consiliului Județean. Și sunt absolut sigură că de acolo de unde este el acum ne privește și se va bucura de toate evenimentele de aici, pentru că el va putea probabil să fie în același timp în toate evenimentele, pe toate cele patru scene și zone de aici, de pe paletă. Eu sper ca acest festival Delta Wave Fest să fie de bun augur și inaugurarea palezei să aducă din ce în ce mai bune și mai multe evenimente pe paleză. Ce pot să spun eu despre evenimentul pe care asociația Ivan Barbaichi în 23 îl va organiza tot pe paleză și va fi ultima bucățică din paleză care va fi gata un pic mai târziu, pentru că noi vom face festivalul începând cu 8 septembrie, 8 și 9 septembrie va fi tot aici pe paleză și va fi inaugurarea ansamblului monumental de la capătul dinspre Turco al palezei. Eu sper să fiți alături și de noi atunci. Acest ansamblu monumental a fost făcut la inițiativa domnului președinte Horia Teodorescu. Am primit sprijinul și primăriei din Tulcea și eu cred că va fi un monument și un loc în care oamenii se vor bucura și îmi doresc foarte mult ca în viitor paleza Tulcea să fie paleza Ivan Pazaichin. Oamenii să o țină minte ca paleza Ivan Pazaichin, deși e foarte clar că paleza Tulcea va rămâne în conștiința multora dintre ei. Vă felicit încă o dată pentru tot ce ați făcut. Pentru mine este o mare onoare să fiu aici, să fiu prezentă într-un așa loc minunat și sunt foarte sigură că și tata ar fi foarte, foarte mândru de ceea ce ați realizat și că acest loc poartă numele lui, deși el, așa cum era de modest, nu aprecia lucruri de genul ăsta, dar sunt sigură că l-ar fi măgulit și s-ar fi bucurat de noi de acest spațiu. Și să se bucure și tulcenii și toți turiștii care vor veni. Mă mulțumesc, Ivana, într-adevăr, multe lucruri și nu numai dintre numări foarte atenta lui Ivan și dorința lui Ivan de a se întâmpla lucruri frumoase aici la el acasă și vă rășăm prescurția la el acasă. Dar astea într-o altă poveste și nu am plecat în toate lucruri parături de Ivan și aș putea să spun multe povestioare în relația noastră comună. Pentru că am spus că am avut un loc extraordinar de bun, așa tot un loc în care de obicei poți să te împinzi ca timp de execuție, poate și lucrări de o calitate îndoielnică sau, mă rog, nu tocmai cele care îți le dorești. De aceea v-aș vrea să ne adresați și nouă câteva cuvinte. Ținând încă o dată să vă mulțumesc pentru ce ați făcut, ca și asociere Max Belgeru complexul. Mulțumesc.
reprezint această asociere maxilor în România, Dulcea. Și suntem bucuroși să ne aflăm astăzi și acum aici, la sfârșit de drum, pentru noi, ca și constructori. Aș vrea să mulțumesc, în primul rând, tuturor celor implicați în realizarea proiectului. Pentru că realizarea proiectului nu înseamnă doar construirea proiectului, ci înseamnă realizare cu mulți factori implicați. Începând de la beneficiar, mai este proiectantul, mai este consultanța și după aceea vine și constructorul care construiește. Și doar dacă toți factorii implicați trag în aceeași direcție, atunci se poate realiza un astfel de proiect, a spune. Suntem mândri că ne aflăm în ziua de astăzi aici. Am reușit să predăm proiectul, cred că la timp, exact la timp. Luna iulie 2023 era, după graficul de execuție, finalizarea proiectului. Cu toate greutățile care le-am întâmpinat, începând cu 2020, în sensul pandemiei, la câteva luni după începerea proiectului, a început și pandemia, cu toate greutățile care le știm cu toții. După aceea, explozia prețurilor, inflația care o cunoaștem, a fost un proiect mai interesant din acest punct de vedere, cu aceste implicații. Și totuși, uitați, suntem aici și suntem mândri să predăm acest proiect Consiliului Județean Dulcea, orașul Dulcea. Și cred că este o lucrare care este ca o carte de vizită pentru Delta Dunării, pentru orașul Dulcea. Întâmplător am rude în Germania care au venit cu un vaporaș pe Dunăre din Germania și au remarcat, practic, proiectul, l-au văzut și s-au simțit bine. Tulcea este orașul, este poarta de intrare spre Delta Dunării și da, este o carte de vizită pentru Tulcea, pentru județul Tulcea. Și suntem pe undeva și mândri că am fost și noi implicați și că am reușit să terminăm proiectul cu bine. Asta. Da, vă mulțumim mult, vă rugăm, doamnă. Să preiau cuvântul din nou. Vă spun o gamă de mână de program de ceea ce vom face zilele acestea. Trei zile, să zicem două zile și jumătate de evenimente. În seara aceasta, după deschidere, va urca pe scenă la paramilitară, urmată de un proiect de operă de la Opera Națională București, după care vom avea muzică de DJ pe scena mare, iar pe scenele mici, în paralel, vor fi DJ pentru fiecare scenă, promenadă și noi. Mâine, vom deschide târgul la ora 12 și atunci vor funcționa scenele mici în paralel. Vom mai avea un vapor, vaporul Banat, pe care se vor întâmpla evenimente speciale de fiecare seară să reflecte o croazieră. Ziua croazieră și seara de trecere statică cu DJ, cu mâncare locală, cu party, cum se face și în alte zone. Și vom completa programul artistic cu show-uri special create pentru acest eveniment. Show-ul de drone, care va fi mâine seară, show-ul de lasere va fi mâine seară și show-ul de artificii care va fi de practic evenimentele, duminică seară. Artiști foarte mari și celebri s-au bucurat să vină alături de noi, cum artiști Pam Bănică, Horia Vrenciu, Pasăra Roc, adică Micea Baniciu, Vilipa Înțândărită, care au venit cu o zi mai devreme ca să guste din ceea ce se întâmplă aici. Sunt artiști și mai tineri, cum ar fi Alina Eremia sau Alexandra Ungureanu, The Motans, care sunt foarte așteptați de publicul tânăr. Am încercat să facem un line-up pentru toate gusturile, fiecare să se regăsească acolo măcar o oră în programul pe care l-am gândit noi. Am organizat câteva decoruri
printre care și această gradenă care se află în fața scenei. O gradenă gândită pentru cei care nu rezistă o zi întreagă la un eveniment în picioare, nici nu doresc să stea ore în șir la o terasă. Am zis că să creăm o zonă de lounge, cum am noi loazire în loc de Dobrogea, unde să stea puțin la umbră, să privească la ce se întâmplă pe scenă. Sub această gradenă există un tunel, l-am intitulat Tunelul Timpului, care a fost gândit ca o uniune a celor două zone, a celor două categorii de vârstă pe care le-am cărora ne adresăm noi, cei din zona promenadă și cei din zona de noi. Este Tunelul Timpului, unde există un ecran cu câteva montaje făcute special pentru acest eveniment, de câte un DJ foarte renumit. Eu o să vorbesc până mâine, să știți. Nu știu, domnule Marcat, unde am întâlnit la amestecate, dacă ai scris ceva de termen legal, dacă ai scris ceva de... Nu, încă nu. De un regal de show avia. Așa, deci avem, ne-am gândit să, da, ne-am gândit să includem în acest eveniment Pământul, Aerul și Apa, care sunt aici, la Tulcea, pe faleza Tulcea, este turbină. Și atunci pe țărm a făcut evenimente pe faleză, dar a făcut decoruri de film, astfel încât să ne simțim bine. Pe partea de apă am pus scena pe apă, backstage-ul și zona de presă. Am zis să o facem aici pe o barcă, pentru că e și păcat să decorăm acest lucru. Chiar și artiștii, unii dintre ei, doresc să vină la backstage sau la scenă cu un vaporaj. Chiar dacă se merge 100 de metri, pentru ei este foarte frumos și important. Iar pe partea de aer, vom avea un show aviat în seara aceasta. De fapt, nu este un show, și a fost proiectat, este un survol. Un survol de câteva minute, deci trebuie să fim destul de atenți, să fie câteva jucuri, dar trebuie să fie ce se întâmplă. La orele 18.45. Deci foarte obosită, mă scuzați. În mod normal, vorbesc mult mai repede. Da. Navele militare de conducere care le vedem de astăzi pot fi vizitate de către copii și adulți. De asemenea, am mai fost mai multe patrioane cu tehnică militară la fel cu oameni care reprezintă copiilor, adulților, cei care sunt interesați și de aceste lucruri. Din zona armatei chiar mai există și alte lucruri care pot fi văzute, în mod special de către copii, spun eu, s-a dorit o atracție și ca și un răspuns, s-a spus da, și noi trebuie să fim vizibil, trebuie să arătăm cine suntem și care ne este munca. Eu vă mulțumesc tare!